Am să vă spun mărturia mea, am 32 de ani, mă trag din la Certeză, la Negrești, eu azi locuiesc în Borlești, facă bunul Dumnezeu ca să fim copiii lui Dumnezeu toți. Amin. Vreau să vă spun, am crescut în adunare de la vârsta de 8 ani până la vârsta de 14 ani. La 14 ani am început să plec dincolo în Franța la un frate de-al meu și acolo a început Satan, diavol, lucrurile vieții acestea să le investească în mine și m-a îndepărtat de casa lui Dumnezeu. Recitam psalmul la vârsta de 8 ani până la 14-23, spuneam că Domnul este păstorul meu. A fost păstorul meu și acum din nou este păstorul meu. A fost păstorul meu până la 14 ani, până Satan a investit în mine tot felul de daruri, daruri de hoție, darul de bagabonțeală, darul de droguri și am fost legat în lanțuri celui rău. Dar vreau să vă spun, am avut multe chemări din partea lui Dumnezeu. Mă aflu pe căruciorul acesta fiindcă nu i-am răspuns la chemarea lui, fiindcă l-am respins ca Domn, Stăpân și Mântuitor în viața mea adesea ori, prin purtarea mea, prin comportamentul meu. Ceva mă chema, dar eu respingeam tot timpul pe Dumnezeu. Și dau slavă lui Dumnezeu și mă bucur că sunt într-un cărucior și nu sunt în iazul de foc. Pentru că vreau să vă spun, am trecut prin mari încercări. La vârsta de 20 de ani m-am căsătorit, 21 de ani, 20 spre 21, am luat-o pe soția mea și am stat împreună și am avut un băiat. La vârsta când băiatul a avut, la 8 luni de zile, după, la 22 de ani, am căzut într-o închisoare, în Florin Morangis, în Franța, condamnat de Evry Sursi la 7 ani de închisoare. Mi-am adus aminte de Dumnezeu. Și am zis, Doamne, dacă mă vei scoate de aici, din închisoarea aceasta, mă voi pocăi, Doamne. Vreau să-ți văd puterea Ta, că Tu ai putere să schimbi inima procurorilor, ai putere să schimbi inima judecătorilor. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. În urmă, după 3 săptămâni, am făcut un apel și am fost liber în numele Domnului Iisus. Pentru că i-am făcut în 2 zile de post, i-am adus o jurință lui Dumnezeu. Am zis, Doamne, dacă existi în cer, Tu ai putere să schimbi inima oamenilor și să-mi dai libertate. Dacă existi cum ai fost cu Petru, eu mă voi pocăi și voi crede lucrul acesta. Vreau să vă spun, am ieșit afară din închisoare, condamnat la 7 ani. Dumnezeu a hotărât să nu stau și m-a scos afară. Am venit și am umblat la adunări. M-am lăsat de lucrurile mele 3 săptămâni, de anturaje, de droguri și de problemele acestea care mă urmăreau. Și a strigat Duhul lui Dumnezeu că către mine printr-un o soră, printr-un vas. Bărbatule, pocăiește-te de grabă, căci dacă nu te vei pocăi și nu vei încheia un legământ, pe la multe uși de spitale vei bate și multe lacrimi vei vărsa. Și eu atunci am ieșit afară și am zis, băi, ce prorocie și asta, eu vin de la pușcărie și asta îmi spune că o să fiu bolnav. Am fost un bărbat la 1,81 m. Când am fost în lume și trăiam sub un influența drogurilor, nu-mi stătea nimic înainte. Nu-i asta lauda, dar vreau să spun că Dumnezeu are metode, că dacă te vrea în grădina Lui, dacă se roagă cineva în biserică pentru cineva, să știi că Dumnezeu are ziua socotită când va sta și se va întâlni, cum s-a întâlnit cu Saul și a schimbat numele și a dat un nume binecuvântat. Vreau să vă spun, facă bunul Dumnezeu să ne întărim în Duhul în seara zilei de azi. Am puține emoții de dimineață, de la 7 slujim Domnului și nu-i lauda noastră, ci lauda lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, căci după aceea am ieșit afară și m-am răzvlătit în mintea mea și am trăit 4 ani de zile, a mai avut Dumnezeu răbdare cu mine. În timpul acela, în 4 ani, mi-a luat un frate de 31 de ani, fiindcă l-a chemat Dumnezeu la pocăință și n-a răspuns. Vreau să vă spun, caii au tras un lemn peste el când a fost în pădure și a murit la 31 de ani, nemântuit, a plecat. Viața omului nu este nimică, de aceea să ne punem viața în rânduială și să fim sfinți, gata pentru Dumnezeu, echipați pentru Dumnezeu și să știm că dacă suntem ceva, suntem datorită harului Lui, nu că am meritat noi, ci este bunătatea Lui de Tată. De aceea îi mulțumim și aducem laudă.
Vreau să vă spun că și în timpul acela mi s-a sfrânt inima când mi s-a dus fratele meu. Am crescut fără tată, tatăl meu și acum este într-o închisoare. Dar vreau să vă spun, ne-am iubit unul pe altul și când a murit unul dintre noi, m-a durut și am zis, de ce, Doamne? Și vreau să vă spun că un an de zile după moartea lui n-am mai plecat. Și în timpul acela soția zicea, hai să mergem pe la adunări, pentru că ne frământă Domnul în tot felul. Și am plecat la adunare și din nou a strigat Duhul Sfânt. A zis, bărbatule, împacă-te, după 3 ani și 6 luni de zile a strigat, bărbatule, împacă-te de grabă cu mine, că dacă nu te vei împăca de grabă cu mine, pe la multe uși de spitale vei bate și multe lacrimi vei vărsa. Vreau să vă spun, m-am cutremurat ca aceeași lucrare prin alt vas și în altă biserică și am zis, Dumnezeu mă avertizează, se va întâmpla ceva cu mine, pentru că am văzut că la 31 de ani poți să pleci din viață, nu contează cât de tare ești, nu contează ce nume ai, contează să fii copilul lui Dumnezeu, că dacă ești copilul lui Dumnezeu, spuneam, întrebam de un frate de Eremia, fratele bătrân, am zis că unde e, unul dintre nepoții lui, presupun, a zis, s-a murit, am zis către el, n-a murit, ci s-a mutat acasă, pentru că noi nu mai murim, ci ne mutăm acasă la Domnul. Noi avem nădejde aceasta și vreau să vă spun că când atunci m-am cutremurat și m-am gândit, în timpul acela, în 6 luni de zile, îmi luam seara drogurile și le țipam, era iarnă, le țipam pe foc și ziceam către soție, acum mă las. Aveam 2 pachete de țigări care le fumam zilnic, le puneam pe foc noaptea și ascultam predici și cântări și zicea femeia, soția mea către mine, mă bărbat, nu te mai tot jucat cu Dumnezeu. Ziua, dimineața îmi cumpăram droguri și noaptea, după ce mai eram sub influența lor, îmi aduceam aminte în jalea mea și în durerea mea și am zis, Doamne, ce lucrări sunt astea, pentru că s-a dus din mijlocul nostru și am fost supărat și am fost întristat. Dar vreau să vă spun, nu știam că mă voi întâlni cu Domnul. A hotărât Dumnezeu o zi, pe 29 august, să mă întâlnesc cu El. Un lemn de nicăieri, la 3 km de unde a murit fratele meu. M-am întâlnit cu Domnul, dar eu n-am murit, pentru că a hotărât viață în dreptul meu. Pentru că El ce-a spus în adunare, lacrimile le-am vărsat. Și după la uși de spital am bătut foarte mult. Când am fost dus la satul mare, medicii mi-au dat 2 ore de viață după accidentul care l-am avut, pentru că fundul meu mi-a fost în față, un lemn de 45 pe 12 metri, carpăn verde, de nicăieri a venit pe mine, dar vreau să vă spun, în clipa aceea n-am simțit nimic, am strigat doar cine-i și parcă o auzem o voce, că e Domnul. Și vreau să vă spun că și atunci băiatul care a fost cu mine s-a pierdut și n-a mai știut, mi-a văzut fundul în față, m-am văzut și eu și am închis ochii și am zis, nu, s-a întâmplat altceva. Până când am văzut că mi-este fundul în față, el a zis, nu mai pun mâna pe tine. Am zis, stai lângă mine să mă prind și să săpă lemnele jos din ștraf, din căruță și să mă pui în ștraf, să mă duci la o sână de oi și de acolo va veni familia mea după mine să putem să sunăm. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu a hotărât alte lucruri în dreptul meu. A căzut la 8 seara, n-a august pe mine și n-am ajuns numai la 6 dimineața la strâna aceea de oi. Știe ce? Că Dumnezeu a vrut să-mi șlepuiască inima. O noapte petrecută cu Dumnezeu în pustiu mi-a schimbat viața spre liman și îl iubesc pe Dumnezeu pentru că și n-am ascultat glasul lui. Îi mulțumesc pentru căruciorul acesta, pentru că și atunci am înțeles că viața nu este nimica, dar n-am vrut nici la spital să mă duc, decât să-i spun lui Dumnezeu să mă împac cu el. Trebuia să mă împac cu un frate pe 27 august, cu fratele Babu de la Borlești și am refuzat chemarea. Am zis, tu mă ești vagabond, te botezi
Și nu știam că Dumnezeu nu ține seamă în vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Am zis, babu, tu nu-ți vei ține pocăința și de asta nu mă pocăiesc nici eu, că nu pot. Seara pun drogurile pe foc și astea sunt lucrurile în care suntem, dar noi nu suntem chemați la așa ceva. Pe 27 s-a botezat el, am refuzat chemarea și pe 29 m-am întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeu a mai avut două zile răbdare după ultima promisiune, că i-am spus la o apă, am zis, când vei intra tu în apă și eu voi intra în apă, dar Dumnezeu a ascultat. Noi ce vorbim împreună, călătorim pe drum, este unul care scrie în cer. Și dacă îi promiți Domnului un lucru care poate nu-l pui tu în seamă, este unul care îl ține în seamă. Acela este Hristos, Domnul, care îi pasă de sufletul tău, îi pasă de sufletul meu. Vreau să vă spun, am ajuns la stâna aceea de oi, a venit familia după mine, am venit mulți și fratele Florin a trecut pe lângă salvare. Atunci am simțit că Duhul celui rău vrea să-mi ia viața, să fiu de partea lui. Și m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Am ajuns în satul mare la spital. Cu părere de rău vă spun, am ajuns la spitalul județean. Și acolo medici au vrut să ia organe din mine și a spus soției mele, în 2 ore voi da certificatul de deces. Vedeam o valiză de 1,20 m lângă mine, care era o ladă frigorifică să se pună organe, pentru că ăștia care sunt spre plecare să iau niște organe din ei. Dar vreau să vă spun, a fost un Dumnezeu care a fost și în spital acolo cu mine, care a fugărit uneltirea diavolului să nu-mi ia viața. Și a răspuns Tiberiu Maior de la Cluj la 6 dimineața, fără relații, fără să-l cunoști, un profesor să răspundă chirurg. Și trebuia să plece în Viena la operație și l-a hotărât Dumnezeu să rămână, pentru că ce vorbește Dumnezeu rămâne la îndeplinire. Și atunci am apelat la ușile care era prin prefoție, când la un spital, când la altul, și am ajuns la spital cu elicopterul și a fost operat în aia la altă zi. Tensiunea mea era 10:20 și bătăile inimii erau 78. Puteți să vă interesați, și am dosarul scris, așa ceva ce a spus medicii, așa ceva a spus ei, căci n-au văzut, nu s-au întâlnit cu lucruri din acestea, dar vreau să vă spun căci Dumnezeu a pus inimii să bată, măcar că tensiunea și sângele în mine nu mai umbla așa cum trebuia, pentru că am fost rupt în două, m-a ținut decât pielea, dar vreau să vă spun, 8 ore a durat operația, am 12 șurube și 4 plăși în mine, dar dau slavă lui Dumnezeu și știu că va veni ziua când El ne va răscumpăra. Știu că va veni ziua când va veni trâmbița unui arhanghel și va suna. Vreau să vă spun, am avut o escară timp de 2 ani și 8 luni de zile. M-am luptat pe la toți medicii s-o astup. Putrădea carnea pe mine, miroseam a mort, mi făcea soția pansament, așa cu vată și mi-l băga cu medicamente acolo, timp de 2 ani și 8 luni de zile, zi la zi. Ceea ce vă mărturisesc cu un calvar, am vărsat foarte mult sânge, am slăbit și m-am uscat, dar a fost unul cu mine în mijlocul încercărilor care nu m-a părăsit și acela este în adunare în seara zilei de azi. Dă-i slava lui cuvenită, pentru că stăm înaintea împăratul împăraților. Cel ce a murit la Golgota pentru tine a plătit scump și de aceea trebuie să luăm pocăința în serios și să umblăm pe calea mântuirii în sfințenie, în cutremur și în temere, pentru că El este medicul medicilor. Medicii nu mi-au putut face nimic la lucrarea aceasta. Mi-au spus cei mai buni și cei mai interesați care am umblat peste tot Cluj, Baia Mare, Zalău. Mi-au spus, băiatule, niciodată nu va fi un om să te vindece de rana aceasta, pentru că sângele tău nu mai circulă, este un om mort. De la partea de din jos vei ajunge că poate va trebui să stai în picioarele, dar am apelat la unul care poate totul, am apelat la cel ce a vindecat
femeia de scurgere. Am apelat la cel ce a spus lui Lazar să iasă și a ieșit viu. Mărească-se numele Lui. Amin. Și m-am apropiat de cină într-o seară și am zis: Doamne, eu mănânc din fărâmiturile Tale, mănânc din trupul Tău și beau din sângele Tău. Vreau să văd minunea aceasta să mă vindeci. Și vreau să vă spun, într-o seară ca aceasta, era duminica, m-am apropiat și m-am rugat cu credință în taină. Nu știa nimeni lucrul acesta, dar vreau să vă spun, scumpii mei frați, să vă întăresc. Seara m-a curățit soția de puroi cu betadină și cu... m-a dat cu spray de ăsta de animale, dacă știți, albastru de betin, veterinar. Am apelat la lucrul care știam că am fost cioban mai mulți ani de zile și știam că acela elimină puroiul cumva și oprește putrezirea. Și am dat cu din ăla timp de 2 ani de zile și nu s-a întâmplat nimic. În seara aceea m-a făcut cu din ăla, parcă ăla m-a mai amorțea. Nu vreau să vă spun durerile, dar au fost dureri groaznice. Au fost dureri cumplite, dar ce m-a întărit? Cuile lui care au fost bătute, fără vină și fără păcat, și eu un ticălos și un derbedeu care am fost, am zis: merit, așa mă curești tu să mă duci acasă, așa mă pregătești tu pentru patria ta. Nu știam că voi fi vindecat, dar m-am apropiat de el. M-a curățit soția și știi ce a spus? Te las în noaptea aceasta, parcă vorbea contra ce m-a rugat eu. M-am dus după cine acasă, ți se văd toate oasele de la spate. Și a zis: te las să te svânți, să te mai bată aerul. Dimineața când ne-am trezit, a luat trusa din obișnuință să mă panseze, să mă ies afară în curte la animale. Vreau să vă spun, s-a mirat și am zis: în mintea mea s-a întâmplat ceva grav cu mine. Mi-am pierdut nădejdea și credința că Dumnezeu vindecă dimineața. Știi ce a strigat soția în lacrimi? Ești vindecat complet. O cicatrice cum am aici la mână. Așa a fost rana acolo. Nu știu cine a pus carne, dar știu că este un Dumnezeu. În noaptea aceea am dormit, parcă nu știam că am dureri, parcă nu știam că sunt paralizat. Dar când m-am trezit, m-am trezit vindecat în numele lui Iisus. Timp de 3 ani și ceva. M-am autosondat, scumpii mei frați, este un har să mergi să te urinezi afară. Nu știu când ai mulțumit lui Dumnezeu că te poți urina. Nu știu când ai mulțumit lui Dumnezeu că te poți ridica în picioare. Nu știu când ai mulțumit lui Dumnezeu că poți să-ți pleci genunchi. De 5 ani aștept lucrarea aceasta. M-a ridicat în Țicău Domnul odată. Și a fost o bucurie nespusă și o amărăciune de 14 zile în sufletul meu. După 60 de minute de rugăciune, ca să creadă cineva că îl vindecă de cancer, l-a ficat, a zis: ești vindecat. Și ca semn, era nepotul meu, și ca semn că el este vindecat, el se va ridica și va face câțiva pași și se va întoarce și va sta pe cărucior. Așa vorbește Duhul Sfânt. A început după 60 de minute să se roage pentru mine. Nic plic, un frate binecuvântat, cârmâit de Duhul Sfânt. Dumnezeu să-l păzească de cădere, de mândrie și de orice și să-l țină în brațul lui. La rugăciunea lui Dumnezeu m-a ridicat și am umblat 10 metri și am venit. Am filmări, nu sunt basme, nici minciuni ceea ce vă spun. Mi este martor cerul și Domnul și răspund cu mântuirea despre lucrul acesta. Dumnezeu are putere ca picioarele să umble și picioarele dumneatale și picioarele mele umblă doar la glasul lui. Dizi de dimineață, dacă te-ai ridicat din așternutul patului, zic: Doamne, îți mulțumesc că am picioare, îți mulțumesc că am mâini, îți mulțumesc că am ochi și îmi văd soția și copiii. L-aveți pe fratele Nicușor, pe mine m-am tărit foarte mult în inimă. Am zis: Doamne, e mai grea crucea lui ca mea. Eu îmi văd soția, îmi văd copilul, văd ce mănânc, văd ce beau, dar omul acesta va vedea într-o zi. Și eu voi umbla într-o zi în părăția cerului împreună cu voi, dar să ne trăim viața în sfințenie. Vreau să vă spun cu sondajul, pentru că din pricina poate căci, cum mă grăbesc să nu iau timpul, vă spun,
M-am autosondat 3 ani și 2 luni de zile. A fost clipe când mi s-a infectat și am urinat puroi cu sânge. Să mă iertați de vorbirea aceasta. Joi seara am intrat într-o criză foarte mare. Am sunat pe fratele Vasile Puț, era în călătorie. Și am zis, frate Vasile, cred că voi pleca acasă. Poate îl cunoașteți unul. Și el a spus, ce s-a întâmplat? Zic, am o criză de rinichi și nu mă mai pot autosonda din pricina puroiului. Era pandemia, era lucrurile acestea cu spitalul încurcat și n-am vrut să mă duc nicăieri. Și știi ce am zis? Dacă s-a gătat lucrarea, să faci tu ce voiești. Am stat joi, vineri, sâmbătă, duminică, dimineața m-am dus la adunare. Știi ce am zis? Dacă e să mor, toată sâmbătă, noaptea n-am dormit. Vineri am dormit o oră sau ceva. Orice calmant aș fi luat. Vezica s-a inflamat în mine și eram plin cu puroi. Și nu m-am putut urina decât numai puroi cu sânge. Dar vreau să vă spun, rinichii mei mi-au spus, fratele Ionuț, medicul de la Cavnic, când m-am întâlnit cu el, băiatule, tu poate ai avut și cancer și nici nu știi, dar trăiască numele Lui. Că duminică dimineața m-am dus cu gândul că și dacă mor, să mor în casa Lui. Vreau să vă spun, am ajuns cu greu la adunare și am intrat în adunare la 11:30. Am deschis ochii, atât a fost ceasul. Am deschis ochii și parcă mi-a luat, stăteam lângă autogeyser. Că acolo se încălzește cu un autogeyser și am crezut că mi s-a luat căruțul foc la autogeyserul acela și am luat foc. Nu știam că focul lui Hristos mi-a prins mijlocul și am mers acasă. Și de atunci sunt vindecat în numele Domnului Iisus Hristos. Eu mă prezint înaintea dumneavoastră un om vindecat. Vreau să vă spun, nu duc lipsă de nimic. Sunt un om prea binecuvântat de Dumnezeu. Știi de ce? Că m-a luat din mocirla păcatului, dintre droguri și dintre toți interlopii lumii acestea și m-a pus în grădina Lui minunată. Eu n-am merite să-i mulțumesc. Și dacă voi trăi 70-80 de ani, buzele mele nu vor fi de ajuns să-i mulțumească ce a făcut El pentru mine. Îi mulțumesc și îl cinstesc ca Domn, Stăpân și Mântuitor. Și să mă ajute Dumnezeu să-mi duc viața în sfințenie împreună cu dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aceasta a fost mărturia mea. Voi zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă și rugați-vă prin Duhul Sfânt. Amin.